Până în prezent, au fost transmise către pensionari peste 4,1 milioane de decizii. Este cifra pe care am primit-o de la Compania Națională Poșta Română. Așa cum, după cum bine știți, s-a solicitat în guvern ca să dăm o situație cu privire la numărul de pensionari care ni s-au adresat în această perioadă, fie prin audiențele pe care colegii mei le-au asigurat zi de zi, fie prin birourile de relații cu publicul existente în fiecare casă teritorială de pensie, fie chiar transmise în format electronic. Am avut la nivel național un număr de 9170 de audiențe pe care colegii mei le-au acordat pensionarilor în această perioadă. Pe lângă aceste audiențe, am avut sesizări la birourile de relații cu publicul, cât și pe, în formă electronică, încă aproape 2400 de asemenea cerințe. Dacă vedeți, este vorba despre 11500 de persoane care ni s-au adresat în diverse forme în această perioadă.